Pentru că beau, 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 în fiecare zi eu beau, beau, beau. Eu nu... Dacă m-am căzut într-o gaură... Iar o să zic ăștia că ai băut înainte. Iar sunt beat. Sunt beat. Așa, deci... Stai că așa zis că sunt fumat, nu beat. Cinstea ta. Bea Red Bull în cinstea. This is a disgrace. Bun, deci, pentru că am pticat, că am bețit o rudinară acolo în gaură. Am vrut eu să ptic în apă, dar se pare că o secat gaura. Da, ai văzut, îl vezi pe Deadly o secundă, te uiți puțin până la ceas, ridici privirea, nu mai e Deadly. Bun, deci încercam să fac aici o idee de scară și tot îmi bat capul. Am încercat într-un stil, designul e fain, îi place și la șerpe, dar desigur nu mi-am... Eu bău în loc să încep de sus, am început de jos și apoi am refăcut o altă idee, dar e prea simplă și... Să zic așa că cred că o să fac în offline scărele alea că... Da. Că mă bat rău, băi. Bă, ce pot să zic despre acest lucru? Eu sunt perfect de acord. Ce poți să zici despre acest lucru? Ești inutil. E, de acord. Ce mă? Ce face eu, băi? Cine a făcut, băi, ciocanul pe care l-ai tu în mână acum? Mă rog, nu acum, dar l-ai pun inventar. Am vrut să zic că am fân în mână. Ai făcut fânul? Am avut șurcan, puie mei, se pare că e șurcan. Am un băi la vaci cum se fut. Gata, ia băi, ce productiv a fost, deja e o văcuță aici pe jos. Te uiți la vaci cum se fut, activitatea preferată a lui Deadly. Fac și asta dată, gata, devine activitatea preferată, dar ce se băi, țăran? Țăranul e pe câmp, țăranul e pe câmp, ura lelița mea, țăranul e pe câmp. Țăranul are un BMW, țăranul are un BMW, ura lelița mea, țăranul are un BMW. Asta sună Giurgiu. Oh. Ah, casă dulce, casă Giurgiu. Casă dulce, casă Giurgiu. Și așa multe... BMW-uri aveți pe acolo? Da, mă, că aici suntem, știi, noi suntem giurgiuveni, suntem aproape de Bulgaria și BMW, știi, cu număr de, cu număr de Bulgaria, mua, așa, perfect. 1000 de euro! M-am prins, sunt modele alea vechi, seria 5-uri de alea. Da, adică știi cum sunt aici, ai comune ca Dacia, fără mișto, știi, adică ieși afară, vezi câte o mașină din aia așa specială, gen Mitsubishi, gen Mitsubishi, deja ești. Vezi 2-3 Daci și 10 BMW-uri din Bulgaria. Bulgarovski. Îmi dai seama să vină unul din afară, cea de genul, uite un BMW și eu, BMW. Și mă, că BMW e șmecher. E, pula mea, la mine în oraș vezi unul la 2 minute. Mamă, ce oraș șmecher, BMW-uri peste tot. Da, cred că așa e prin mai multe orașe, ce drept. E foarte probabil. Dar în Giurgiu, mai ales, știi, unde suntem foarte aproape de bulgari. Majoritatea mai sunt, știi, cu germanii, că de acolo poți să ții frumos de la nemți niște mașini din alea. Păcă mi-aș... Dar măcar alea sunt mai bune, adică... Hai să mor tu că n-ai luat chestiile astea de la stup. Oh, ok, bine, hai că le iau. Dar pe ce aveai nevoie de stup? Tu la nimic. Nu, vezi? Da, eu. Atunci de ce mă întrebi pe mine? Până și tu zici că eu n-am luat ce folosi căcatul ăla. Atunci de ce mă întrebi? O să folosești și tu. Dar nu acum. Ce, poți să faci bere? Știi? Cum era berea aia veche, de pe vremea medievală, era ale, care era cea făcut cu miere, nu știu cum. Oh, n-am încercat niciodată. Oh. Da, oricum ce e, dacă găsești ceva de genul în comerț, îți dai seama că e bullshit. Ha! Iar cad jos! Nu, cad jos! Nu vreau să cad eu jos. Da, cum ziceam, o să lucrez pe scările astea în offline, că... Pot să cazi jos dacă vrei. Mor încet cu ele. Lucrăm în offline, pe aceste scări lunate. Bă, în jos, la ceafă, da. Cobori frumos, Luceafăr blând, în acest BMW frumos. Pentru că ești în România și dacă n-ai BMW, nu ești de-a nostru. Dom'le. Și cum îți bagi joc străinii din noi, a, România, că ăștia sunt în căruțe, nu știu ce. Au dreptate, mă, suntem ca căruțe în BMW-uri. Deci ai putea să faci, gen, dacă zice un tip că a, voi sunteți acolo, aveți și voi mașini, da, avem BMW-uri, cum vezi, cât vezi cu ochii. Da, chiar, mă. Unde te uiți, dai de BMW. Da, dar știi, ai putea, gen, să zici și la râde, nu știu ce chestii, să faci o fază. Ok, you know what? Și știi ce? Scoți tu capul pe geam, dar la propriu, scați capul pe geam și faci o poză. Garantez că prin zoom avem poză. În trafic, mai ales, doamne. Păi ce zice? În trafic, la un moment dat, mă simțeam ca în GTA Vice City. Știi, gen, treceam pe lângă aceeași mașină de mai multe ori. Adică, gen, hei, uite, BMW, hei, uite-mi cum BMW, hei, uite-mi cum BMW, hei, uite! Hei, cum BMW. Da. Oh, ghici ce, Snake? Încă un BMW, dar e roșu. Băi, să știi că avem și un Porsche pe aici. Uite, mă, azi, zic, azi când am fost prin oraș, pe lângă că am văzut un Porsche, am văzut un Tesla. Bă, în sfârșit am văzut și un Tesla, in real life. Holy shit. Și pe într-un oraș așa e mic și e, na, puii mei, Baia Mare. Da. Bă, sunt niște mașini în orașul ăsta, ferească Sfântul. Eu nici n-am știut că l-ai Porsche, când l-am văzut, sincer, a trecut pe lângă mine și le-așa, nu. Prietenul ăsta al meu, că mamă, ești nebun la cap, ce mașină era aia, că... Aha. Poate l-a fost un jucător, de la Astra, bă. Oh, clar. Uite că și Mudică a fost. Da, și Mudică. A, și Mudică. Și Mudică ăla care a zis că el pune... preț pe bilet doar ca să îl înjure lumea. Trebuia să dai nu mai știu câți lei ca să îl înjuri pe Șumudică. Deci îi pune Șumudică. Nu știu câți bani să-l înjur pe Șumudică. O lună mai târziu cu un Porsche la stop. Șumudic be like, valeu, bă. Afacere. Bă, da, să știi că... Ne deschid și noi afacere. Doamne, băi. Înjură-l pe Snake, plătești pe minut. Înjură-l pe Deadly, plătești pe minut. Nu, nu, stau, știi, pentru... După 3 zile, ne vezi așa pe amândoi, conducând câte un BMW. Câte un Mercedes, sau Audi. Nu, bă, știi cum? Embrace the joke, motherfucker. Embrace the joke, ok. Asta, bă. Și stăm noi la stop, așa, unul lângă cealaltă, bă, fiecare mașina lui, și genul, bă, ceva totuși mai trebuie făcut. Și apoi ne pică ideea. Și ce putem face? Tot așa am jurat pe minut, fanii Dinamo și fanii Steaua se jură și plătiți, vă rog, plătiți, începem cu stăliștii, poftiți bilet. Ok, următorii, dinamoviștii, dați. Băi, deci fii atent, lasă-mă, băi. Fii atent, am un vecin aici, el are o mașină, nu știu ce mașină are. Da, are o mașină. A scos emblema, băi, și-a luat o emblemă din aia de la Mercedes și-a lipit-o de capotă. What? Da, a trecut așa frumos pe lângă un Mercedes și a luat emblema și a plecat. Meanwhile. Și vezi o troacă din aia de... Noi efectiv stăteam și ne uitam și ne gândeam, bă, ce pui mi mașină poate să fie asta? Adică gen, nu eu, că hai că să zicem că eu oricum nu știu și dacă mi-arăți un Audi fără emblemă, nu știu că e Audi. Lasă Audi, eu n-am știut Porsche, că e Porsche. Adică la mine e așa, dar ăla care chiar știa, se uita ce pula mea și ce pusea, bă, poate fie marca asta, marca aia, dar clar nu. Oh, na, vezi, poți să-ți ieși tot Dacia Snake și să pui un logo de BMW. Am un Logan, dar nu vreau să o devalorizez, să-i pun așa. Eu să devalorizez. Ah, dude. Păi jur. Da, păi de ce să-ți iei un Logan când poți să-ți iei o Solenza? N-am prins gluma cu Solenza. Păi eu știu, sunt mașini clasici, mă, BMW, mașină clasic. Rambler. Băi, am văzut un Trabant mișto, ești de bun la cap. Asta venind după glumele cu BMW. Apoi să știi că deja BMW e în pula mea, BMW, toată lumea are BMW. Oricine are 1000 de euro are BMW. Dar nu oricine are un Trabant de care să zici, mamă, bă, ce Trabant șmecher. Bă, dar să știi că într-un fel, așa e, mă, deja un BMW da, de la 320 ți-l iei foarte ușor. Turcoaz, Trabant turcoaz, cu, da, aia cum se numește, tapet de la șmecher, cu comics gen Marvel, ești împit la cap. Ce că tapet. Da, nu știu cum se numește chestia aia. Ok, nu, e ok, ok, top. Adică gen chestia de se lipește pe plafon, pe, în mașină, înăuntru. Da, ok, înțeleg, înțeleg. Chestia aia, gen, era cu dalea, gen Marvel, gen comics. Arăta șmecher. Păcat că era Trabant, arăta genial. Deci mă jur că ăla, dacă se chinuia puțin să-l întrețină, deci dacă se chinuie puțin să-l întrețină mai bine, îl poate lăsa frumos la un muzeu. Eu cred că știi care era chestia, face el, hai bă, că am un Trabant, oricum dacă îl stric, bag pula în el, știi, hai să încerc. Și apoi la final și-a dat seama că a făcut chiar o cracea frumos, știi? Da, nu l-am mai văzut de vreo 2 ani până Giurgiu, dar era șmecher rău de tot. Du, dar m-am urât un slime albastru și mi-a dat slime ball. Bravo, păstrează-l, mai avem câteva blocuri. Tu te gândești că tu zici, bravo, am omorât un slime albastru. Tu îți dai seama că ce ai tu în mână, ciocanul ăla, câte slime-uri are, stai, deci 8, 16, 24, 24, 27, 27, oare 108 slime-uri sunt în ciocanul ăla al tău. Deci este un ciocan foarte, foarte cu muci. Da, e infuzat cu muci, e cu muci infuzați. Deci ciocan cu muci. Da, muci. Bă, stați bine. Tunelul ăsta. A făcut tunelul. Ce? Luam mucul, îl puneam, se întărea, mai puneam un muc, știi, tot așa și îl peam și așa s-au făcut. Ce înseamnă că ești mucos, mă? Aoleu, îți dai seama, poate am dat ideea vreunui tip din ăla... Știi că sunt oamenii care lipesc muncii sub... Aoleu... Sunt ăia. Îți dai seama că... Să fie vreunul de la așa cum să-i dau o idee, să înceapă să-și lipească așa mult și să facă un ciocan. Eu îți garantez că video-ul ăla va deveni viral pe România. Bă, dar chiar că, bă, dacă își face cineva ciocan din muci și filmează, el o să fie următoarea senzație din România. Deși, sincer, doar gândindu-mă la chestia asta îmi vine să... Dacă gândești, știi, când o să scobească, o să fie și cu un pic de păr pe acolo. Oh. Oh. Deci nu știu de ce, deci eu de obicei am stomac puternic, dar la... Oh, muci, oh. Și știi câteodată o să diferă, o să fie un pic mai galben, un pic mai verde, un pic... Oh, de pula mea, bă, termină-te, bă. Mă... Oh. Ce-mi faci tu, bie, bă? Băi, lasă-mă că am văzut o dată, era aici la nu mai știu ce, la hub din ăsta de mâncare, aoleu. Am văzut pe una, gen, scopindu-se nas din aia de servea. Să nu mai zicem că n-am mâncat niciodată de acolo, dar niciodată. Până s-a închis. Repetă încă o dată, ce rog. Să nu mai repet, mulțumesc. Da, că n-am înțeles. Ce zici, că mers, că nu-și servea, ce? Era, am trecut pe lângă o de-asta de servit de mâncare. Așa. Și tipul aia de servea mâncarea și scobea nasul. Și de acolo n-am mâncat toată viața mea și acum s-a închis locul, mă întrebare de ce. Pentru că n-a fost muc de calitate. Aoleu. Au fost muci experiență. Da. Pokémonul ăla e favorit, e Mac. ce vorbești? Că cred că își face Pokéball-ul din muci. Știi, și de aceea Pokémonul nu mai scapă din Pokéball, că se lipește din muci. Pikachu a ce zi? Vezi pe Pikachu plece muci. What the fuck? Nu cred că vrei să-mi vezi fața acum. Să-l vezi pe... să-l vezi pe Pikachu. Pikamuci! Da, Mucaciu. Mucaciu. Ce bună asta, Mucaciu. Pikachu, fă acum lovitura mucului. Și cu coada așa și se vede așa cum ploznești și muci și... Mic, Pikachu, acum, tsunamiul de muci! Pika! Mucaciu! Mucaciu! Acum pare rău că am mâncat mai devreme. Mucaciu! Mucaciu! Da. Poate trebuie. Zi bine că nu vorbim, zi bine că vorbim de oamenii care se scobesc în naș, nu de oamenii care se scobesc în cur. Și cacaciu. Da. Se să fie un Pikachu maro cu negru. Și se strige Allahu Akbar. Căcatul Akbar. Bă, n-am mai râs așa bine. Hai de pula mea. Nu, ești nebun la cap. Aia de colectează scame din cur. Scamiciu. Ah, hai dugme scamatore. Scamiciu. Hai ciuziu. Ah, bă, ce bun a fost. Știi? Cred că poate aș fi râs și eu dacă nu mâncam înainte. Bă, față, mă simt foarte ciudat. Snake, știi? Și cum am zis eu? A, ce bun a fost, cred că așa a spus și fata. Da, el și Ferguson, sau cum îl chema pe ăla. Ferguson. Da, nu, stai, nu, și mai era unul, acum mai curând, mai recent, de la germani. E bunul de la, ăla, și antrenorul de la germani, mă. Eu, ăla, love, da, da. Când ești o scârpina pe la coaie. Da, și pe urmă mirosea, așa, mânca mucul. Ăla testa să vadă valabilitatea ouălor. Mie îmi plăcea când se scârpina la curșpormă. Și pormă erau pozele alea, gen, era poza, prima poză cu el cum se scârpina la curș și a doua cum îi punea mâna pe față unui tip. Da, sau era aia cu Ronaldo, știi, gen se speria de moli sau ceva. Și mai era o nebunie tot așa cu ăsta, de gen, el a dat noroc cu nu mai știu cine, nu știu cine a dat noroc cu nu știu cine, nu știu cine a dat noroc cu nu știu cine, nu știu cine a dat noroc cu nu știu cine și pe urmă ultimul a pus mâna pe față lui Messi. Ce dracu. Adică cea de genul cum aveai din mână în mână și pe urmă era o poză cu Messi cu o față de gen. Săracu Messi. Stai. Acum pentru cei cu IQ-ul sub 7 vor fi cea de genul tot ce ai cu Messi. Nu, n-am nimic. Îmi place că ai zis 7. Fără 7. Penal. Dintr-o dată se va face liniște bizară. Bă, râdem noi cu mine, dar eu chiar mă simt ciudat. Dacă auzi într-o dată că plec, vezi că the fuck, man? După ta vorbă despre chestii din astea așa șmechere, cred că sarmalele de mai devreme vor să ia și el niște aer. Vor să mai viziteze lumea noastră. Da, sarmalele alea acum cred că devin sarmale zombie, adică revin la viață. Știi, și o să stai tu și o să te uiți la sarmaua aia așa, cum plutești cel veceu și să zici, bă, ce înseamnă aia, că ia m-am mâncat și hamburger. Aoleu. Băi, dar chiar să știi că a vomitat unul odată un mic întreg. Un mic întreg? Așa toată lumea se uita cea de genul. Dar cum, drăguț? Înseamnă că l-a amestecat, mă, l-a înghițit. Nu l-a amestecat, l-a băgat direct pe gât. Și toată lumea se întreba, mamă, ești nebun, oare cum l-o fi băgată la pe gât? Poate l-a... așa și mă uitam, bă, de băgat ca băgat, acum pula mea l-a scos? O, da, poate l-a băgat prin cur. Oleo. Bă, hai să știm că intestin. Băgat îl mai bagi, îl îndești cu degetul. Dar acum dacă l-a scos ăla, îți dai seama că trebuia să vină fix perfect așa, drept, adică... Nu să... Dacă venea într-o parte, îi bloca dracu în câtul și nu mai așa. Eu mă mir că n-au făcut proștii poză. Știi? Unii ar zice că dacă ar fi fost tipul fată, n-ar fi avut probleme. Aoleu. A, nu și-ar fi pus nimeni întrebări cum. You know what I say. Dar de unde știi? Poate știi, poate experiență. Așa, asta așa e. But still we live in Romania. Da. A, bă, taci, că vine generația din urmă. What? Aha. Adică? Tu nu stai pe grupuri de Facebook să vezi cum e pe acolo. Nu. Mai nou e cool să fii bi. Adică să-ți placă și hotdog-ul și hamburgerul. Aha. Aoleu. Da, știi, e un fel, e cool. Bă, eu n-am nimic cu aia care sunt pentru că, na, așa sunt. Dar am ceva cu aia care sunt doar pentru că e cool. Na, pula mea, aia care sunt așa, nu sunt așa pentru că așa vor ei, că vor să pară interesanți. Bă, eu zic un lucru. Hitler vrea să facă o lume mai bună. Rip Hitler. Bă, deci, eu cum se numește? Eu nu sunt homofob, fiecare cu treaba lui, dar dă-mi puii mei de treabă. Să faci asta doar pentru că ești șmecher, atunci ești prost. No, dar stai zic direct. Ok, hai să zic că fetele ca fetele, că tot timpul fetele se aveau ca surorile și căcaturi, știi, da. Un băiat cu un băiat, adică dude. Come on. Ce? Era să mor. Ce? Era să vină sarmaua afară? O, să las sarmaua. Așa întreagă pe gură. Băi, lasă așa, deci eu cum ziceam, dă-mi pui mie de treabă, lasă așa și lui nici o sarma. Ziceam de chestia. Continuă. Nu mă băga să mă. Să zice confobul. Și așa că a găsit dealerul bun. Continuă. Așa, ce ziceai? Zi, mă, ce ziceai? Da, așa, gata. Ok. Bun. Am opisat cu tezi. Stai, bă, că stai cea, nu s-a întâmplat nimic. Aduce mintire pusă din South Park. Ok, continuă, scuze. Am și uitat ce trebuia să continui. Nu știu, zicea de ăștia gay, parcă ceva. Ah, că n-am nimic cu ei, dar... am ceva cu aia care sunt așa pentru că e mișto. Ia, da, și eu... da, și parcă ziceam cea de genul că, bă, ok, fetele ca fete. Între ele, mă rog, e o chestie, dar băieții să faci chestia asta pentru că e cool, adică serios. Nu, eu în general de toată lumea, și ca fete și ca băieți, dacă faci asta doar pentru că e cool și vrei să pari șmecher sau să atragi atenția, ești un prost slash prostul. Dacă așa ești, că așa ești, dar nu e cu tine. Dacă faci asta doar pentru vai, așa e cool, e și mecher. Dar știi, care e faza? Că îți dai seama când face unul că e cool și când face unul că e... Simplu, da. Ăla, știi cum îți dai seama? Simplu, ăla care face chestia asta doar că e cool, să atragă atenția, o zice în pula mea, într-una. Yeah. De genul ce de genul tu vorbești, hei, ce mișto e afară, e sare, ce genul. I-am tras-o cu LOL. Adică e cea de genul, e... Cum dracu faci, tot la subiectul ăla ajunge, ceva de genul, și postează pe grupuri. Cine mai este bi? Adică, frate, băi, am niște prieteni, sunt gay, frate, dar mi-a luat 2 ani să aflu că ăsta, amicul meu, e gay. De ce? Pentru că nu e de la să aibă, cum să zic, gesturi de fată, că, nu pot să imit așa ceva, că, sincer, nu... Știi, nu e de la cu gesturi din alea de fată. Hai, mită, și nu e genul domn să vorbească de chestia asta. Știi, și pur și simplu, efectiv, așa am aflat că e gay, că eu i-am zis. Bă, bolete, ești gay. Nu. Da. Nu, i-am zis, l-am întrebat, deci, l-am întrebat, tu n-ai, tu n-ai fute o paia, și el zice că nu. Și cum nu ești tâmpit la cap, arată genial, zice că, știi, eu... Sunt gay. Și eu am prima oară am crezut că face mișto de mine. Și eu nu mă, și el pe bune, chiar am prieten în pula mea. Și de ce dracu n-ai zis? A ce pula mea vrei să fac așa ceva, gen să zic, hei, uite, sunt gay, în pula mea. Îmi place că zis în pula mea. Bine, dacă să o luăm așa, el ar fi gay în aia altuia. Nu prea e cum să fie în a ta, adică... Sau de fapt, da, e concret, dar ar fi... ciudat, adică ce faci, o dai peste picior și... Bă, mai știi cu mulți ani de yoga și dacă e tipul mai scheletic, să zic, nu știu. Bă, uite ce... da. Bă, vezi oamenii ciudați de la circ, de exemplu. Pui mie în cap într-o cutie, deci... Anything is possible. Deci, da. Bă, ce fain e locul ăsta deja. Să zicem că mi-a plăcut mult muntele ăsta. Știi cât timp te uiți cât e de larg. Si, senor. De-abia aștept să mă apuc să lucru aici așa pe interior și la de design și să termin scara aia și să urc pereții ăștia în sus. Uai! M-ar strască să mă pun în mină, să lucru în mină și să mai nivelez un pic, să mă fac rost de cobblestone, care rău că mai avem. Numai că până termin scara, după aceea nu știu ce o să fac pe exterior cu drumul. După un timp o strască să remodelăm și ferma, dar după un timp. Da, eu să mă apuc să fac într-o parte o căsuță din aia cu enchantment și nebunii de alea. Sau de fapt putem să facem enchantmentul aici jos. Unde jos? Uite, vino încă. La stai. Furnal. La furnalul ăla mare. Zi. Deci n-am putea face în partea asta, în față. Oh. Că nu cred eu că avem nevoie de mai multe chesturi de... Cât am umple aici și aici pentru... Stai, și îți faci cea de genul aici. Cât îți trebuie? Unul... Mai e din pereche. Cred că 5 de-alea spații. Sau... Mă, dar chiar or fi chisel. E așa, știu că ar trebui să fie. Da, mă, că uite că există. Din ce parcă există chisel din ăla așa, dar există și... Ah, am uitat cum se numește. Parcă era dintr-un fer și un lemn sau cum dracu. Ah, să-ți faci scaune și de alea. No, oricum. Oprim video-ul aici, lăsăm pe Snake să se ducă și să vomite în liniște și pace. Și desigur, nu uitați să dați un click pe butonul de like, că mi-a uitat să spun acest lucru. Vă mulțumesc tare mult că episodul trecut am strâns 500 de like-uri. Hai să strângem și acum vreo 500 de like-uri. Muchos gracias, mulți am frumos. Muchos gracias. E că s-a prins Snake, bă. Asta era așa pe undercover. Era așa pe sub nară. Da, bun, încerca deci, să mă dai nas. Așa, deci... Deci da, acesta a fost acest episod absolut normal din Fratii Cancer. Desigur, dacă nu înțelegi zglumele, vă așteptăm pe channelul lui Pink, unde este o plictisală în voie. Și desigur, numai bine, bye bye. Nu uitați de like și subscribe, channelul Snake în descriere. Zici tu ceva. Bye bye. Ai lămau.